Opa, și un nor acolo. Bună seara! Am încheiat și reluat pentru că nu mai aveam sunet mai devreme pe live. Îmi oferise o interdicție pentru muzică. Și așa am oprit eu muzica și am încheiat live-ul totodată. Pentru sunet. Salutare tuturor, nu avem nicio apreciere. Haideți să apreciem un pic acest live. Vă mulțumesc frumos. Deja 100 de persoane? Avem ceva nori, observați? Subțire, așa, dar se vă mișto. Ia, priviți ce frumos sunt. Mamă, ce frumoasă e luna. Și ce aură se vede de jur împrejurul lunii cu ochiul liber. Ia să vă arăt și vouă. Asta sunt pisa. Am nevoie și de puțină lumină după aia. Ia priviți telescopul în care facem observații. Eu sunt Mari. Mulțumesc, Ianis. Dar ia priviți luna acolo. Ce aură de jur împrejurul lunii, vedeți? Vedeți câtă frumusețe? Ia să aducem mai aproape. Dar ce aură, nu? Ia uitați. Mamă, ce mișto se vede. Și steaua asta de deasupra lunii este Saturn. Chiar aici, în spatele aurei, vedeți? Că avem astăzi conjuncție lună-planeta Saturn și totodată abordare apropiată, vedeți? Cât apropiere în planeta Saturn și lună pe cer vizibil. Dacă aveți cum să vă uitați la luna acum pe cer, o veți observa. Haideți să ne întoarcem la telescop. La ocularul telescopului. Vă rog din toată inima să vă abonați dacă vă plac astfel de live-uri și să vă alăturați. Să o facem observații împreună prin telescop. Avem cel mai mic preț la abonament de pe TikTok, 21,99 pe lună. Nici aproape, nici măcar un pachet de țigări nu poți să-ți cumperi cu bănuții ăștia. Și vorbim de țigări, chiar să fumez și eu o țigară. 130 de oameni pe live. A, nu mai pot, trebuie să așteptăm acum. Haide, haide, nu mai trage. Da, o să se întoarcă în curând și telescopul meu. Acum. Haideți. Mai arăt un pic telescopul până se întoarce. Și așa avem și un nor acolo. Ce înseamnă să nu ai telescopul aliniat?
Așteptăm un pic până se întoarce. Câteva minute și se întoarce. Pentru că Luna a ajuns deja la meridian, cu siguranță se întoarce și telescopul meu în curând. Să asum eu și eu ceiuțul de aici, că e fierbinte și nu mai bun. Așa că nu mai avem lumină. Salutare, Marius Wiesmann, bine te-ai alăturat. Ar trebui să fi făcut o aliniere acum. Dar am ceva nouă, o ceață pe cer, nu știu de unde a apărut această ceață. Își revine. Salutare, Liviu! Am distribuit acest live. Puteți să trimiteți live prietenilor. De asemenea, așteptăm să se întoarcă telescopul. Atunci când s-a întors, observăm din nou Luna. Încă puțin, mai așteptăm câteva minute. Mulțumesc, Dan Viorel. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Ia să vedem.
Încă 10 minute. Perfect. Încă 10 minute. Și se întoarce. Șania, te pup, bine te-ai alăturat. Alexandra, mulțumesc. Am rămas și singură acasă și singură pe live. Chiar dacă sunteți voi, sunteți din spate. Abonați, nu știu dacă a intrat vreun abonat. Momentan pe live. O să mai distribui. O să distribui acum. Trebuie să fac puțină curățenie în lista mea, că am foarte multe persoane care nu intră mereu pe live-ul nostru și le urmărim degeaba. Bună, Adrian, bine te-ai alăturat. Încă, cred că vreo 7 minute, trebuie să mai așteptăm 7-6 minute și se întoarce și telescopul. Nu avem aliniere și nici nu prea pot să fac, că am ceva ceață pe cer. Și pentru aliniere am nevoie de ceasăninți, complet. Urmărește luna, însă acum luna este la meridian și de fiecare dată când ajunge la meridian, dacă nu are aliniere, așa se întâmplă. Trebuie să așteptăm 10 minute. Și orice țintă ajunge la meridian, se întâmplă același lucru pe live. Și chiar dacă nu sunt pe live. Baca, te salut! Bine te-ai alăturat!
sunt atât de răcită. Te pup. Te pup. Pup, Cosmina. Nu cred că ne cumpărăm țigări odată pe lună. Asta așa, un exemplu. Doamne, cât de frumos se vede luna. Ia uitați ce aur are. Ia uitați ce aur are. Ce mișto se vede luna. Ce aură. Nu? Și steaua aia de acolo, de lângă lună, este planeta Saturn. O vedeți? Saturn. Pentru că avem astăzi conjuncție lună-Saturn și abordare apropiată. Super se vede. Așteptăm să se întoarcă telescopul, că nu am aliniere. Și nu știu de unde a venit o ceață. Buia, buia, Cristian. Buia din nou. Știi ce mi s-a întâmplat mai devreme când m-am dus după ceai? Cred că au auzit muzica pe live și mi-au luat sunetul. Și de aia am întrerupt și l-am reluat din nou. Și tot nu s-a întors telescopul. Încă câteva minute, 4-5 minute maxim. Și se întoarce. Aha, acum se întoarce. Acum, haide. Să continuăm cu observațiile pe lună.
O să-mi așez și eu un scaun acum. Aici, la telescop, și o să stau jos. Să-mi beau ceaiul să nu se răcească, mai e călduț. Cosmina, mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet, Cosmina! Mulțumesc frumos! M-am recat binișor, da? Tot frig simt. Tot frig, ce să-i facem? Afară este frig, oricum ai vrea. Salut de la Tudor, vrei să scrii? A, sunt de la Tudor Beberițele, a? Mulțumesc, ce drăguț, da, mulțumim, mulțumim. O, dragul de el, mulțumesc frumos. Mulțumim din suflet. Gata, nu mai stau izbită în gard. Acum stau pe partea asta, vedeți? Am spațiu aici să-mi pun scaunul, să fac ce vreau acolo, izbită în gard am stat. Așa este, tot ce urmăresc de la est până la meridian, izbită în gard, iar mai apoi de la meridian la vest, stau și eu pe scaun. Am o poziție mai bună. Ușor, ușor, se așează pe lună. Ușor. Așa. S-a adus acolo cât de cât. Un pic mai la dreapta o să trag eu acum telescopul. Tubul, de fapt, din telecomandă. A, nu. Da, uite. Și Saturn, se vede și Saturn? Da. Ia să vedem dacă s-ar vedea, ce mișto ar fi dacă s-ar vedea ambele. Cred că cu cel de 40. De ce nu pun eu camera bine? A, păi nu, că e în luneta căutătoare, da, of, nu se poate observa. În luneta căutătoare, da, se poate observa și Luna și Saturn. Doar în luneta căutătoare, în ocular, nu. Nici pe cel de 40. Nu avem așa abordare apropiată ca și la Venus, știți, atunci când observam planeta Venus, ce abordare apropiat am avut. Pentru că am avut și ocultație totodată. Și s-au apropiat atât de mult încât Luna a acoperit planeta Venus. Și am putut observa asta într-un ocular de 26. Dar nu, Saturn nu. Decât dacă ridic eu în sus așa. Mult. Cel mai probabil să ajungem și pe Saturn. Și avem și puțină ceață acolo. E
Mai mică viteză. Ia, uitați-l și pe Saturn. Vedeți? Am nevoie de focus aici. Saturn. Pentru că este fix în dreapta lunii. Avem conjuncție și abordare apropiată între Luna și Saturn. Ați văzut cât de repede am găsit. Numai că eu v-am învățat cu un ocular de 26 observații pe planetă. De 6, scuze. Și noi acum folosim un ocular de 26. Cel mai probabil are nevoie și de colimare. V-am zis, când iau telescopul de la ocular și de pe montură și îl duc în casă, are nevoie de colimare. De fiecare dată. Și un satelit natural al lui Saturn se vede în partea stângă sus. Slab, slab, vizibil. V-am zis, noi observăm Saturn cu un alt ocular, cu unul de 6. Acum îl observăm cu unul de 26. Haideți să aducem din nou Luna. Stați că mă mișc greu așa, dăm viteză. Ia uite. Ah, viteza. Reducem viteza. Acum pot să mă așez și eu pe un scaun să facem observații. Să-mi bag și telefonul, l-am încărcat totodată, să-mi rămân fără baterie între timp. Ia să mai reducem luminositatea. Așa. Super, Luna. Poate vedem și ceva mișto. Doamne, cât e de liniștitor acest live, că nu mai poate să scrie nimeni să mă deranjeze, niciun fel de comentariu, sincer. Nu știam chiar atât de bine. Live exclusiv pentru abonați. Super bine, cea mai bună decizie. Sincer, cea mai bună decizie. Se arăci ceaiul, vă dau cuvântul meu. Ia să văd câte grade sunt aici la mine afară. Chiar să văd câte grade sunt, da, m-am înghețat, vă dau cuvântul meu. Nu știu dacă voi rezistați atâtea ore afară, dar eu văd că rezist. Pe frig. Nu știu voi dacă rezistați, stați atâtea ore ca mine.
Acum nu mai știu cât timp am pe live. Însă undeva pe la ora 15 am intrat. La amiază am întrerupt, am reluat și tot așa. 4 grade sunt la mine, să știți. N-ai putea, nu? 4 grade sunt la mine, să știi. 4 grade sunt acum. Frumos. Să stai la 4 grade afară. Ai ieșit puțin afară să-ți pui hainele la Oscar și te-ai înghețat, nu? Băi, și eu atâtea ore, de la ora 13 sunt afară. Am intrat așa până în casă cât m-am dus să-mi fac un ceai, să-mi aduc țigări și așa. Dar în rest, aici am stat la telescop lângă voi. Apreciere, avem 8K. Slăbuț. Oricum, și dacă era public, tot așa puțin apreciere aveam. Vă mulțumesc din suflet cei care apreciază acest live. Până acum găseam în comentarii doar întrebările. Este real? Trimite și tu pe ăstea. O planetă? Este o poză? Cât costă telescopul? Ce telescop folosești? Numai întrebările astea. Acum, câți dintre voi vă regăsiți? Vă întreb. Păcat că nu puteți să-mi răspundeți, dar cât dintre voi oare vă regăsiți? Printre comentariile astea care le-am zis eu, le-am enumerat acum. Ce drăguț că am scăpat de aceste comentarii, sincer. Sincer vă zic. Sau alții dintr-au pur și simplu și mă jigneau. Mi-adresau injurii pe TikTok aici, în comentarii. Fără să le fac nimic. Da, uite, a trimis Cosmin acolo niște emoticoane. Tocmai de asta le-am și creat. Salutare, Pleti. Valentin, mulțumesc. Deci m-am eliberat de comentariile alea, credeți-mă pe cuvânt. Mario, mulțumesc frumos. Valentin Ionel, mulțumesc frumos. Avem nevoie de veverițe. Mario, mulțumesc. Da, aceste veverițe, avem nevoie de ele pentru un clasament. Valentin, mulțumesc. Mario, mulțumesc frumos. Valentin, mulțumesc. Mulțumesc, Valentin Ioan. Ionel. Întreb pe dată, dar unii erau sub orice critică, așa este Cosmina, da? Și dacă întreba unul, întrebau trei odată, cinci. Aceeași întrebare. Sau cum răspundeam și gata, am răspuns. Iuliana, mulțumesc frumos. Mulțumesc din suflet, Iuliana. Acum răspundeam și trebuia ta din nou aceeași întrebare. Dar pe secundă, cum am încheiat eu să spun... Un live liniștitor. Nu avem muzică. Îmi pare rău de muzică. Îmi pare rău. Nu mă lasă cu muzică deloc ăștia pe live-urile pentru abonați. Asta e. Fără muzică vorbesc eu. Și așa m-am învățat să vorbesc. Mai mult, știi ce zic? Că nu vorbeam atât de mult eu. Era Luca, mulțumesc.
să vedem, să invităm și noi persoanele. Mulțumesc, mulțumesc, Cosmina. Să invităm toți Astro. A, dar cei care le expiră abonamentele nu mai putem să invităm? Invitați Alonica, invitați Andrei, invitați Johnny. Mai avem vreo 3 persoane care nu au renoit acest abonament și nu pot să-i mai invit. I-am invitat pe toți Astro. Trei de persoane pe live. La lună nu prea se întâmplă asta, pentru că e live exclusiv pentru abonați, s-au expirat minutele care le lasă gratuit și de aceea. Romania, mulțumesc frumos. La ce nume ți-ai pus? Ceva nori.
Da, deci aceeași susținere aveam și cu abonament și fără abonament. Tot aceeași susținere, să știți, și la inimioare, și la cadouri, din toate punctele. De aceea, cel puțin nu mă mai jignește nimeni, nu mă mai stresează nimeni pe live. Dacă vă plac astfel de live-uri, o să vă abonați rând pe rând. V-am spus, nu avem niciun preț mare la abonament, un preț de top, avem cel mai ieftin preț, cel mai mic, de pe TikTok, 21,99. Cu 21,99 nu vă ajunge să vă cumpărați nici măcar un pachet de țigări. Se plătește o dată pe lună și eu cred că merită. Eu cred că merită. V-am zis, momentan am 4 grade afară. Sunt afară. Să facem observații. Acum văd că nici clima nu mai ține cu noi. S-au strâns ceva nori pe zona mea. Ia să văd clima cum se prezintă în seara asta. Ne vor părăsi norii. Ce mișto se văd pe fundal norii. Se văd absolut superbi. Îmi plac. Astăzi avem lună la prim pătrar. 50% discul lunar iluminat de soare. Totodată astăzi avem conjuncție Lună-Saturn, planeta din dreapta Lunii deasupra, pentru că avem și abordare apropiată, ați văzut cât e de aproape, da? Vizibilă pe cer, planeta Saturn. Foarte aproape de Lună pe cer, dacă puteți să vă uitați, aveți din în dreapta Lunii deasupra. 4 grade actual și să vedem cum se prezintă. E, senin, puțin ușor nori. Parțial înnorat, îmi spune. De la 23 și 20. Deci se va menține senin momentan. Când spune că de la 23 abia. Parțial. Mâine e posibil să plouă. Joi avem șanse să facem din nou observații prin telescop. Abia joi. Mâine și poi mâine plouă chiar la mine. Deci mai pot de frig. Salutare din nou, Dodo! Avem luna printre noi. Wow, ce mișto! Se văd mișto! Salutare! Welcome! Am înghețat de frig, vă dau cuvântul meu, mă duc să-mi aduc o pătură, să mă învelesc în ea, că nu mai pot, mi-au înghețat picioarele, sunt 4 grade afară.
Hai să scoatem un pic live-ul exclusiv pentru abonați. A, nu pot opri. Dacă sunt live, nu pot să-l opresc. Trebuie să-l închei și apoi pot să-i dau drumul din nou la live pentru toată lumea. Nu știu ce să fac, să dau drumul la live pentru toată lumea. Ia să vedeți câte comentarii primesc după aia. Dacă dau live pentru toată lumea. Nu s-au abonat persoanele astăzi. O singură persoană mai devreme de când am făcut live exclusiv pentru abonat și două fete de asemenea. Astăzi s-au abonat. Da, astăzi s-au abonat fetele pe timp de zi. Când era live pentru toată lumea. Ana, mulțumesc frumos! Haideți să facem live pentru toată lumea. Sultana, mulțumesc frumos! Dați-mi urmărire dacă vreți și rămâneți pe fază că imediat reluăm live pentru toată lumea. Să vedeți câte comentarii primim. Haideți că închei acum.